Salutare tuturor și bine ați venit pe canal. În materialul de astăzi o să vă arăt cum se instalează platforma WordPress pe localhost, adică pe PC-ul vostru personal. Într-un episod anterior am instalat XAMP, un server care are aplicațiile Apache, MYSQL și PHP. Astea vă, vă ajută să rulați WordPress-ul pe localhost. Bun, deschidem un browser, scriem. Word, press, download. Eu vreau varianta în engleză. Voi puteți să alegeți varianta în română. Așa îmi place mie mai mult în engleză. Bun. Eu l-am uh, descărcat deja. Pe desktop voi îl descărcați. Să uh, salvez timpul de. Bun de descărcare, îl dezarhivăm. Ok. Bun, este dezarhivat. Pornim acum panoul de control XAMP. Pornim Apache și MySQL. Îl punem în bară. Am zis că am dezarhivat ăstea. Tot ce este în folderul Wordpress vom copia în folderul htdocs din Xamp, din locația unde ați instalat xamp -ul. Bun, hai să vedem. Dăm un control A. Copiam. Și dăm un paste aici. Bun, în momentul ăsta, dacă deschidem un browser și scriem sus localhost vedeți că a început instalarea propriu zisă a platformei WordPress bun, acum să mergem în panoul de administrare MySQL în PHP MyAdmin și să facem o bază de date necesară instalării WordPress mergem la databases dăm aici site test. Da, haideți să dăm bază date și dăm create. Ok? Numele să-l ținem minte că o să avem nevoie la la instalare. Recomandarea mea este că în momentul în care mutați site-ul pe o găzduire plată, să puneți parole și username foarte, foarte puternice pentru că sunt o grămadă de module și pluginuri vulnerabile în, în, WordPress. Bun. Deci, bază de date, ok. Mi-am zis că eu merg pe varianta în engleză. Database name, bun. Aici punem baza de date. Username, punem root. Este username-ul principal în PHP MyAdmin parolă lasăm fără parolă localhost submit ok can select database de ce? bază date a, ah, am pus bază date bun, bază date root sergem password, dăm submit run the installation ok, bun Acum îi dăm aici un site test, username test, la parolă punem parolă 1, 2, 3, 4, 5, 6, punct, email, punem adresă așa, așa, astea nu sunt importante în, faza în care găzduim WordPress-ul pe localhost, sunt foarte importante în momentul în care mutăm site-ul pe găzduirea cu plată. Pentru că o să avem nevoie în momentul în care pierdem parolele chestii. Bun, primim niște din direct din panoul de administrare. Bun, despre asta vorbim altă dată. Instal WordPress. Bun, ok. Acum în momentul în care accesăm localhost din nou, vedem, tada, Asta este instalarea. Asta este, asta este prima pagină a platformei instalate. Site-ul, platforma a fost instalată cu succes. Haideți să mergem test parolă 1, 2, 3, 4, 5, 6, punct. Haideți să mergem acum în panoul de administrare. Așa arată panoul de administrare. Bun și despre, despre asta o să vorbim în mai multe materiale viitoare. Îmi propun să, să vă arăt cum se instalează diferite plugin-uri, template-uri, module și cum schimbăm o, o, grămadă de, de chestii în WordPress. Bun, cam atât a fost pentru materialul de astăzi. Eu sunt Raul, v-am salutat! Dacă vă place materialul, apăsați butonul de like. Dacă nu v-ați abonat la canal, abonați-vă, apăsați și clopoțelul pentru a primi toate notificările care apar pe canal.